Măslinele sunt în topul celor mai sănătoase alimente care se consumă încă de pe vremea fenicienilor. Ele nu pot fi consumate direct din copac, ci doar procesate, și pentru că există tocmai 5 metode de procesare, cu sare, cu saramură, cu apă, cu soluție alcalină și cu ulei, au apărut polemici referitor la beneficiile acestora în funcție de ele. Așadar, cum le alegem pe cele mai bune și ce sortimente trebuie să fie cumva așa evitate într-un fel sau altul, aflăm în continuare de la nutriționistul Petronela Timercan, care este în bucătărie Telemagazin. Bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! Pentru început, avem mai multe tipuri de măsline aici și procesate sub anumite condiții, dar vreau să te întreb, care sunt beneficiile acestor bunătăți? Hai să le spunem că până la urmă, na, aproape toată lumea le adoră. Da. Să știi că beneficiile sunt foarte vaste, începând de la beneficiile la nivelul cardiovascular, reglarea tensiunii arteriale, până, datorită vitaminei E, la reglarea, are un efect antiinflamator pentru corp, la transmiterea oxigenului la celule, de către celulele roșii la cele albe, și asta ajută la regenerarea corpului și la întinderea procesului de, sau încetinirea procesului de îmbătrânire, până și la grăsimi foarte bune pentru piele, unghii, păr, pentru podoaba capilară. Mă apuc să mănânc măsline din acest moment. Da, dar foarte atent cu cantitatea lor. Datorită conținutului mare de cupru, ar fi bine să ducem un aport caloric și mai mic a măslinelor. Ar fi cam 10 măsline pe zi. Okay. Asta am fi în zona sigură. Zona sigură, da, safe, consum, așa, mai da. Safe, ca să le consumăm și să nu profităm, chiar și pentru cei care sunt cumva împătimiți de măsline, așa și... Da, ele sunt foarte calorice și pentru persoanele care duc un regim alimentar mai restrictiv sau cu un aport caloric mai mic, care sunt în deficit caloric, ar fi bine la fel să fie atente la cantitatea lor. Am înțeles. Dacă e să vorbim despre modul în care le consumăm, cum ar fi sau nu știu cum e mai bine să le consumăm? Pentru că la un moment dat le mai punem și în salate, le procesăm termic, adică le supunem termic în timpul procesului de gătit. Nu știu, pizza, paste cu măsline, cu anumite sosuri și așa mai departe. Sau chiar salate. Alții le consumă chiar și în modul în care sunt procesate direct din borcan, cum le scot. Se reduce cu cantitatea aia sau zincul din ele cumva, adică devin mai puțin nocive dacă le consumăm în cantități mai mari sau nu? Nu, dacă le tratăm termic își pierde de nutrienți. Aha. Deci cea mai bună, ca să beneficiem de toți nutrienții și toate grăsimile nesaturate, care de fapt și ajută pentru corpul nostru, pentru digestie, pentru reglarea tensiunii arteriale, pentru reglarea tensiunii intercraniene, mai bine să le consumăm în starea lor crudă sau din borcane, și ar fi bine ca ele sunt un fruct și ar fi bine ca la începutul meselor să fie. Deci în salate este safe, suntem în zona safe, cu salate nu putem da greș, dar ce ține de pizza, de paste și de alte preparate termic, ar fi bine să mai răruți și mai drăguț. Doar pentru plăcerea proprie și pentru proprie, da, ca să nu ne dăunăm la un moment dat. Acum, ținând cont de faptul că avem mai multe tipuri de măsline și ziceam că toate din ele au fost procesate cumva diferit. Bine, unele sunt cu sâmburi, altele fără sâmburi. Unii consumă și sâmburii din anumite motive, na, invocând că ar ajuta la ceva acolo. Vreau să vorbim despre toate. Unele sunt în sărămură, de exemplu, altele în ulei. Vreau să ne explici rând pe rând așa, ce înseamnă fiecare tip de măslină și care sunt beneficiile lor? Care sunt mai potrivite? Care sunt mai puțin potrivite? Începem cu ale cele mai potrivite, da? Okay. Să zicem să tragem atenția la calitatea măslinelor, să nu fie nete, deci nu foarte mășcate. În general, din toate 6 soiuri care le avem aici, cred că cele mai potrivite ar fi astea pe primul plan, astea pe al doilea și cred că restul așa, mai răruț. Asta mai roz, așa, mi se asociază cu fasolea roz, nu știu de ce. Poate au ceva tangență acolo, cine știe, dar iată-les. Deci astea sunt pentru a doua poziție și astea sunt pentru prima poziție indicate, da? Adică de nutriționistul nostru, de Petronela, iată-les. Celelalte, care-i treaba cu ele? Că avem, bine, și în ulei și în saramură, ziceam, și avem și măsline care au fost ulterior umplute. Să știi că astea umplute sunt cele mai negative pentru corp sau au mai puțin nutrienți ca restul și plus la toate mai au și mulți stabilizatori pentru a se păstra pe o perioadă mai lungă de timp și a se conserva. Din motivul dat, eu nu aș recomanda să fie consumate astea umplute, aș recomanda să fie consumate astea mai verzi, care nu sunt negre. Vă zic și de ce. În Republica Moldova, cam 80% din toate măslinele importate, ele sunt conservate cu ajutorul stabilizatorilor de culoare. Și adică această culoare neagră, obținută, este pe bază de stabilizator feros, care este foarte dăunător pentru corpul nostru uman. Din motivul dat, dacă ar fi să analizăm cutia, ingredientele ar fi bine să le citim, important să nu aibă monoglutamatul feros sau lactatul feros în componență, în ingrediente. Ele nu sunt naturale obținute culoarea, dar este obținută printr-un proces chimic cu ajutorul acestui stabilizator feros. Acum am înțeles de ce astea sunt pe prima poziție, pentru că au culoarea lor naturală, cum ar veni. Sunt mai verzi, ele sunt culese mai timpuriu, mai devreme și ele nu au reușit să se coacă. Din motivul dat, de obicei aici nu prea se folosesc stabilizatori de culoare și aici suntem mai în zona safe. Dar astea negre tot sunt bune, pentru că ele sunt mai coapte. De obicei astea negri sunt mai dulci la gust și se dau mai plăcut la consum. Însă, în Republica Moldova, cu părere de rău, puține sortimente găsim care să fie obținute natural, fără stabilizator, adică fără gheuri. Din câte am înțeles eu până acum, ar fi bine... Bun, e o metodă, hai să zic, bună să alegem și din măslinele care sunt conservate, da? Și nu vedem ce avem acolo în interior. Dar, până la urmă, dacă luăm din alea care se vând la kilogram, la tarabă, le vedem acolo, vedem ce alegem, pentru că vorbeai la un moment dat și de forma lor, adică de modul cum arată ele, ca să nu aibă anumite, adică să fie mai netede, așa, da? Din invers, nu invers, aibă, da, asta de deștire că ele sunt mai naturale și nu trebuie să aibă toate forme exact, toate la fel și mari, pentru că deja dacă sunt mari, sunt obținute pe o cale mai rapidă de creștere și adăugate la acel arbore, care este la fel și arborele este considerat cel mai fructivor arbore din lume și trăiește până la 1000 de ani. Din motivul dat, eu aș recomanda să ne uităm să nu fie netedă suprafața și să fie o culoare cât mai naturală. Am înțeles. Bine, Petronela, uite, am cumpărat măsline, indiferent de faptul că vorbim de, nu știu, un borcan din ăsta de care ziceam, da, conservat sau la kilogram și avem o cantitate pe care trebuie să o păstrăm. Cum o păstrăm corect? Pentru că nu putem să le consumăm pe toate în aceeași zi. Și atunci, iarăși, la frigider, dacă le dăm, ne întâlnim cu oxigenul, cu tot felul de mirosuri. Da, ar fi bine să punem într-un vas de culoare închisă, în frigider, la rece, să nu aibă acces nici razele solare, nici oxigenul, să fie închis hermetic. Și așa s-ar păstra cel mai bine. Și să știi că chiar și măslinele nu conservate, cele naturale sau în starea lor crudă, dar după procesare, ele la fel sunt benefice și ca cele conservate. E important în ingrediente să nu aibă aceste ieuri sau aceste substanțe stabilizatori de culoare pe bază feroasă, că ele nu sunt naturale. Dar, în rest, putem să folosim și uleiul de măsline, el este foarte nutritiv, eu îl recomand chiar și în cursurile care le organizez, să fie consumat pe stomacul gol, important să fie presat la rece și extravergin. Asta de deștire, că este de calitate bună. E o mare găseliță acum cu uleiurile astea presate la rece și tot mai multă lume pune accentul pe ele, din câte cunosc bine, nu doar despre uleiul de măsline, dar și floarea soarelui sau oricare altele. Adică uleiul presat la rece, bine, are și un preț mai mare, dar și mai multe beneficii, din câte cunosc. Acum că am vorbit atâta de frumos de măsline, că au atâtea beneficii, cum trebuie să le alegem, care sunt cele mai bune, sunt convins că au și anumite contraindicații. Care sunt ele și pentru cine vin? Contraindicațiile ar fi să nu fie consumate în cantitate foarte mare. Persoanele care se întâlnesc cu probleme, cum ar fi obezitatea, la fel să ducă cont de cantitatea consumată și persoanele care au probleme cu digestia, invers, ar fi bine să fie consumate cam 10 măsline pe zi. Aceasta stimulează digestia și ajută la detoxifierea corpului și curățarea de toxine. Zic să vorbim și despre cei mici, copii. Da, pentru că na, le adoră. Și acasă, părinții care au copii, dragul mami, dragul tate, o măslină acolo, e bine, sunt indicate pentru copii? Sau? Da, da, doar să fie ingrediente sănătoase, procesate sau obținute pe o cale naturală, fără acest glutamat feros, fără substanțe feroase sau stabilizatori de culoare. Și important, din câte am înțeles, cum zic cei din Washington, măsurica. Adică tot în cantități așa absolut perfecte și într-o armonie, ca să fie. Acum vreau să te întreb despre cele cu sâmburi, pentru că vorbeam la un moment dat. Care-i treaba cu ele? De ce unii oameni consumă și sâmburii și de ce consideră că da, sunt buni la ceva? Eu nu aș fi de această părere. Sâmburii sunt ok, dar ar fi nevoie să fie rășniți sau mărunțiți pentru a fi asimilat de către organism. Dacă el, cum intră sâmburile, așa și iese. Deci el beneficiu nu are. Da. Din motivul dat, dacă ar fi să obținem poate acel ulei din acel sâmbure, să obținem un praf din sâmbure, atunci, da, ar avea beneficii pentru corp. La fel se folosesc și frunzele acestui copac, crenguțele se folosesc, se fac diferite infuzii, la fel se consumă și pe interior, ca tratament. Foarte mulți în medicina ayurveda, sau să zic medicina mai din antichitate, foloseau măslinele ca un medicament. Și anume, pe stomacul gol, făcute diferite infuzii, ceaiuri, curățiri, asta ajută la tratarea sau prevenirea unor boli cronice sau la tratarea simptomelor unor boli care deja există în corp și la diminuarea lor. La nimeni și nu m-aș fi gândit că există ceai de măsline. Adică să punem măsline, facem o infuzie acolo și frumos. Da. Scurt pe doi să merg colegii în acest moment, dar vreau să te întreb despre, pentru că atât olivele, dar știu că asta verzi cam așa sunt categorisite, uite, sunt în ulei. Uleiul lor, de exemplu, dar și sucul ăsta, saramura asta de la cele negre. E bun la ceva sau... Ar fi bun pentru sărarea supelor. Așa. Cu supele de legume la fel nu dăm greș. Dacă le-am folosit la sfârșit, ar fi perfect. Știu că și în soleancă se folosește măsline, doar că soleanca nu este prea sănătoasă pentru organismul nostru uman. Dar eu aș recomanda în supe cu legume perfect. Ar fi o doză nutritivă din toate punctele de vedere și la fel nu am dat greș. Dar să fie adăugate deja după fierbere, după ce stingem focul, adăugate împreună cu suc pentru, în caz că conține saramură. Uleiul poate fi consumat pentru majoritatea persoanelor. Această apă plus sare, saramura, dacă persoanele nu au probleme renale, tot tractul renal, sistemul renal este ok, atunci poate fi consumat, dar în caz că există unele afecțiuni renale, trebuie de exclus atât de mult sare, da, să zicem. Atât și acele în ulei, și acele în sare, și în saramură, apă cu sare, toate sunt bune, important să nu aibă acei ieuri. Am înțeles. Mulțumim mult pentru aceste informații. Data viitoare chiar te reinvităm în bucătărie Telemagazin ca să gătim, nu știu, ceva cu măsline acolo într-o cantitate ideală, cum ziceam. Petronela, cu mare drag te așteptăm să revii și îți mulțumim pentru toate informațiile. Mulțumesc cu mare drag, mai revin.